Județul Buzău participă în premieră în perioada 15-18 februarie, simultan la două târguri de turism. Este vorba despre Târgul Național de Turism al României, organizat la Romexpo din București, unde Consiliul Județean va avea un stand propriu de prezentare, și despre Târgul Internațional de Turism de la Chișinău. Pentru a atrage cât mai mulți turiști români și străini în Buzău, standul Consiliului Județean de la București va avea și o hologramă 3D, ce va reprezenta cea mai mare pepită de chihlimbar din lume. Ca și noutate, este o poveste, zic eu, frumoasă, unde vom prezenta, și aici trebuie să mulțumesc și Muzeului Județean, o hologramă în care prezentăm cea mai mare piatră, dacă pot să spun așa, de chihlimbar. Ea are aproximativ 3500 de sau 3 kg și jumătate, ca să înțeleagă toată lumea. E o poveste acestei pietre de chihlimbar. O altă noutate prezentată într-o manieră inedită la Târgul Național de Turism al României o reprezintă o pagină de ziar care va fi personalizată cu poza vizitatorului standului. Prezentăm, dacă vreți, un ziar cu cele 10 povești care sunt și vor să le facă. E speranță, sigur, dar eu spun ca și o poveste, că viața este o poveste în care turiștii pot avea parte de ele în județul Buzău. Sunt materialele, să spunem, într-o parte, și va exista un loc unde pe foaia de ziar va fi fotografia omului, deci va pleca cu ceva acolo și va rămâne, să zic, în minte și poate mai spune și altcuiva. În prima zi a Târgului Național de Turism, la standul Buzăului va avea loc și o degustare de vinuri, unde vor fi prezentate 4 sortimente de vin produse în județ. Bineînțeles că nu vor lipsi nici prezentările culinare, nu va lipsi nici degustările de vin din, eu știu, podgorile noastre de alumare, pietroasele și așa mai departe. La Târgul Național de Turism al României nu vor lipsi nici momentele artistice. Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va fi prezent cu ansamblul de dansuri tradiționale buzoiene, care de fiecare dată animă publicul și îl încântă, stârnind curiozitatea de a descoperi mai multe despre județul Buzău.